Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru următoarele zile, următoarea săptămână, pentru Zodia Rac, Luna sau Ascendent în Zodia Rac, cu tarotul transparent și cu aceste oracole pe care le vedeți aici, pe parcursul etalării. Nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră. Și dacă doriți o etalare în privat, în acest videoclip mai jos este scris adresa mea de mail unde îmi puteți scrie și eu vă voi răspunde în prealabil, pentru că o etalare în privat este mai detaliată, mai aprofundată și, bineînțeles, pentru că mă conectez la energia dumneavoastră. Zodia Rac a vrut deja să iasă, dragii mei, două cărți, așa că am decis să le las. Văd că e posibil, în ce privesc fricile și preocupările noastre, să fiți victorioși, să aveți un succes. Aici, poate în ce privește o femeie sau anumite traume sau anumite frici pe care le aveți, iluzii pe care le faceți, neînțelegeri pe care le-ați avut, veți fi victorioși, veți avea parte de victorie, veți avea parte de succes. Unii dintre voi văd că hotărâți să plecați acasă la mama sau la familia de origine, peste hotare, doriți să plecați la drum și văd că visați, sau poate unii dintre voi visați să faceți acest lucru și poate în 6 zile sau 18 zile veți face acest lucru. Și văd că veți fi în centrul atenției acolo și veți primi recunoștință, premii, daruri, cadouri, da? Și vă veți simți foarte bine. Haideți să vedem. Și văd că vă gândiți la acest lucru. Mi se spune să vă ascultați intuiția. Haideți să vedem ce dorește să mai iasă pentru Zodia Rac. Doi de spade. Aici văd o confuzie. Cineva aici nu este între două situații, două lucruri, două strade și nu știe. E confuz, nu știe ce să facă încă. Nu știe ce decizie, nu știe pe ce stradă să o ia. Vi se spune clar că în sufletul noastră știți. Și vă văd mai interiorizate, mai secretoase sau mai secretoși, mai interiorizați și preferați să vă protejați. În sufletul noastră știți ce trebuie să faceți, așa că unii dintre voi poate nu luați decizia pentru că nu doriți să răniți pe nimeni și vi se spune să vă ascultați intuiția, știți ce trebuie să faceți, da? Unii dintre voi văd că intrați în legătură cu o femeie care e născută în zodia vărsător sau care are, și are ascendent în balanță sau poate dumneavoastră aveți ascendent în balanță sau pești, scorpion, luna sau ascendentul și văd că veți intra în legătură cu o femeie în zodia vărsător. Văd că această persoană este foarte intuitivă, foarte creativă, o persoană independentă, o persoană mai directă, ce-i drept. Sau poate dumneavoastră veți face, ați ajuns la maturitatea în care să faceți curățenie. Vedeți, din această situație în care nu știți ce vă doriți sau nu știți ce să faceți, veți ajunge așa o regină de spade. Veți lua hotărârea să terminați cu persoanele în care nu aveți încredere, care vă aduce neclaritate, vă aduce indecizie, care au secrete, persoane care sunt negative sau nu mai merită să rămână în viața noastră. Văd că veți fi mai directă, mai hotărâte, să faceți curățenie în viața noastră și să spuneți ceea ce gândiți, ceea ce vă doriți, să vă faceți respectați. Și vă gândiți chiar și la o femeie în semnul vărsătorului, poate alții dintre voi, în ce privește relația noastră de cuplu. Dar oricum văd că veți elimina trecutul, da? Veți spune gata, punct și de la capăt. Zecele de monede, văd că unii dintre voi veți sta cu familia, văd că veți avea intrări de bani, veți primi bani, 10 de monede văd că veți pune bani deoparte, veți merge la bancă sau la, nu știu, veți pune bani în cont. Alții văd că veți sta cu persoanele apropiate, cu familia noastră, 10 de monede. Văd că veți avea persoane oneste în viața noastră, pe lângă dumneavoastră, în care puteți avea încredere, văd armonie, stabilitate financiară, stabilitate pe toate planurile, da?
Și văd că vă gândiți la acest lucru și vă văd că vă veți axa mai mult pe cariera noastră, pentru că aveți un obiectiv în mintea noastră, aveți un obiectiv să puneți bani deoparte sau să oferiți bani familiei, să ajutați familia sau ca familia noastră să aibă tot ceea ce îi trebuie, ce are nevoie. Haideți să vedem Zodiarac, luna sau ascendentul Zodiarac, pe care am anunțat tarot pentru toți cei care vor vedea acest videoclip. Unii dintre voi poate aveți probleme cu gâtul în partea dreaptă sau cu tiroida sau în ce privește comunicarea. E posibil să fie, nu știu, să fi avut un mic incident în ce privește gâtul pe partea dreaptă. Dacă sunteți în fața mea, dacă sunteți cum sunt eu acum, poate fi în stânga, dar este la jumatea gâtului, poate ați forțat sau, nu știu, poate v-a prins un curent sau stați mai mult pe partea stângă cu gâtul și de acolo simt că e posibil să aveți o problemă. Și poate alții dintre voi chiar puneți cremă din acea care produce căldură sau care produce răceală, da? Adică este rece pentru aceste dureri. Regina de bețe, o femeie în semn de foc, berbecul săcetător, care văd că din această regină de spade poate dumneavoastră veți deveni o regină de bețe, adică vă veți din acea persoană rece și distantă, detașată sau hotărâtă să se facă respectată sau, și care se axează pe cariera sa și pe independența sa, poate veți deveni această femeie în semn de foc, berbecul săgetător, care vă veți deschide inima altor persoane, vă va trece supărarea, să spunem așa, veți fi mai prezenți pentru persoane care merită în viața noastră, nu veți mai cobor la compromisuri, văd că veți fi foarte atrăgătoare. Unii dintre voi poate aveți părul negru sau părul castaniu deschis, roșcat spre blond sau șaten închis. Alții, cum vedeți în aceste poze, da? De aceea vă spuneam. Alții văd că veți fi mai atrăgătoare, mai încrezătoare în propria noastră persoană și vă veți deschide inima altor persoane și, sau poate veți comunica cu una dintre aceste femei sau sunteți noastră una dintre aceste femei. Moartea. Aici văd că veți elimina, veți lăsa ceva la spate, un trecut, se va termina o situație, o transformare, o schimbare. E clar că veți elimina acele ramuri seci. Zodia Scorpion poate are un rol important în viața noastră. Văd că veți face curățenie sau veți culege roadele muncii voastre, veți face ordine. Poate chiar veți merge la biserică. Văd că veți elimina, veți tăia ceva din viața noastră, veți elimina pe cineva din viața voastră. Și treiul de bețe, văd un grup de persoane sau veți colabora cu alte persoane sau în ce privește un trio. E posibil să eliminați sau poate veți discuta cu o femeie blondă sau dumneavoastră sau sunteți brunetă, să invers, viceversa, în ce privește o relație de trio. Și ori veți elimina, ori o persoană din acest trio va fi eliminată, ori un trecut, veți elimina un trecut, da? Sau alții văd că veți colabora cu alte persoane și veți căuta soluții, veți primi ajutor, văd că veți avea poate susținere, speranță. Trei de bețe, poate vă veți face planul de viitor cu o persoană sau cu alte persoane în ce privește un parteneriat sau o colaborare. Sau vă gândiți să plecați la drum și sunteți un cuplu, o familie de trei persoane, da? Oricum va fi o transformare, o schimbare în viața noastră pentru mai multă stabilitate. Haideți să vedem ce vă spun îngerii, dragii mei, dragile mele. Care e scopul următoarelor zile pentru voi? Că trebuie să, cum vă spuneam înainte, cineva are probleme posibil cu această zonă a corpului și așa că trebuie să faceți un masaj sau, nu știu,
o terapie cu Reiki, cu pranoterapia, sau să mergeți la un terapeut, un fizioterapist, sau poate dumneavoastră faceți acest lucru, sau poate va trebui să faceți un masaj, sau poate aveți o durere din cauza că mergeți la sală și ridicați prea multe greutăți, da? Văd că vă ocupați de corp, e nevoie de, sau vă ocupați, sau va trebui să vă ocupați de corp, da? Haideți să vedem. Mai vreau un mesaj. Mulțumesc, au ieșit mai multe. Trebuie să asumați controlul unei situații, să luați o decizie. Alții dintre voi văd că veți lua o hotărâre. Veți fi un lider, un șef sau poate dumneavoastră aveți o situație în care veți da ordine sau va trebui să vă asumați controlul în ce privește o situație. Ești în gradul să înțelegi animalele și să comunici cu ei într-un mod intuitiv, așa că urmează ghidarea interioară, pentru că animalele fac parte din viața ta. Poate unii dintre voi aveți un animăluț, un cățel, o pisică, etc. Trebuie să schimbi dieta, da? Să aduci vindecare mulțumită talentelor tale culinare. Poate îți place să gătești sau poate ești un nutriționist sau un dietolog sau poate tu să mergi la acest tip de medic pentru a aduce vindecare în ce privește sănătatea corpului tău și energie vindecătoare. Talentele tale naturale de vindecător energetic sunt o parte importantă a scopului vieții tale. Deci este clar că unii dintre voi poate nu știți sau știți, poate simțiți energia prin mâini sau sunteți un pranoterapeut, adică puneți mâna și trece durerea, un exemplu, sau nu știți, etc. Este un talent pentru voi. Este un talent al vostru și e scopul tău sau veți merge la un terapeut de genul. Haideți să vedem ce vă spun îngerii iubirii pentru relația noastră de cuplu. Ți se spune să te lași ajutat de prieteni ce privește relația ta de iubire, să comunici, să primești sfaturi, să te joci mai mult pentru a recuceri persoana iubită sau iubirea ca să strălucească spiritul tânăr și distractiv care e în tine. Poate te vei juca mai mult sau vei fi mai deschis cu înțeles, vei deschide inima sau vei glumi mai mult sau trebuie să faci acest lucru și unii dintre voi văd o nouă persoană, a trezit sentimentele tale, poate vei cunoaște o nouă persoană sau persoana iubită va retrezi aceste sentimente ale tale și vei începe o nouă iubire și ți se spune să dai o posibilitate acestei relații, să lucrezi în relația ta de cuplu, să mai dai o posibilitate sau vei da tu o posibilitate. Haideți să vedem și ce vă spune acest oracol minunat. Da la viață, se zice si a la vita. Zice da all'universo, da? Să zici da universului, pentru că văd că aici vei avea un noroc, abundență, bucurie, fericire. Deci universul văd că îți trimite aceste lucruri în viața ta. Vei fi răsplătit. Și da la disponibilitate, să fii disponibil sau vei primi disponibilitatea altor persoane. Da a ceea ce sunt eu. Deci da la cine ești tu cu adevărat. Da? Te vei accepta așa cum ești sau e nevoie să te accepti și aici trebuie să lucrezi și vei munci, vei lucra, vei fi independent și da la conștiință, în ce privește conștiința ta, în ce privește anumite decizii cu curățenia care trebuie să o faci în viața ta. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă nu v-ați inscris la canal, vă recomand să apăsați clopoțelul, este gratuit și în acest mod veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui, bineînțeles dacă vă doriți. V-am pupat și ne vedem data viitoare. Un weekend minunat, la revedere, numai bine!